Bună seara, stimați telespectatori, dintr-un studio cu totul special în care colegii noștri de studio ne ajută să vă transmitem liniștea de care avem nevoie și pe care o propovăduim de la începutul săptămânii acestea al postirii din timpul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Mai cu seamă că astăzi prăznim așa, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, aducerea moașterilor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și Sfântul Niceta de Remesiana, tot un părinte stăromân al bisericii noastre. Cred că e important să reținem că întotdeauna liniștea cheamă la meditație, iar meditația cheamă la adâncirea unor adevăruri. Ascultăm împreună cuvântul acesta din Romani, capitolul 5, versetul 18. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit o sânda pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de unul, a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață. Îndreptarea care dă viață. Nu-l vedeți neapărat, dar păstorul, să știți că este foarte aproape de tulmele sale și din când în când mai îndreaptă turma. Cu un cuvânt, cu o ridicare de bâtă, are și câțiva câini despre care v-am vorbit și aseară și continuăm să credem într-o colaborare pașnică împreună cu ei. Arată odată în plus că nimic din lumea aceasta nu se poate mișca așa, într-o mișcare browniană, inedită pentru fiecare, de fiecare dată. Nimic nu trebuie să fie breaking news pentru ca să fie un news cu adevărat important. E important să fie o știre a liniștii, a păcii, care să așeze odată în plus liniștea și pacea peste sufletele noastre. În mod cu totul binecuvântat în zilele acestea, filmând în poianile acestea de lângă Cisnădioara, întâlnim astfel de locuri în care viața merge mai departe, după cum ascultați, în cântec de talangă și liniște. Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie este din scrieri inedite astăzi. Noi căutăm pe toate cum să scăpăm de cruce, cum să ne strigăm nevinovăția, cum să ne ascundem păcatele și strigăm în gura mare ce cruce grea avem de dus în căsătorie, în servici, în obligații, în meserie, în viață. Ne numim creștini, dar ducem crucea târâș și am fi buni bucuroși să scăpăm de ea. E o taină aceasta în care să înțelegem că Cel care ne-a dat îndreptarea care dă viață ne roagă frumos, în mod cu totul binecuvântat și prin exemplu, să ridicăm crucea și să trăim împreună cu ea viața cea binecuvântată a Împărăției lui Dumnezeu. Suntem uneori departe de liniștea aceasta. Încerc să vă transmit doar așa, către seară, să puteți să vă odihniți. Nu uite nicio clipă în ce mod Dumnezeu ne ține partea și în ce mod Dumnezeu ne crește viața și dragostea sa. Suntem în taina Împărăției lui Dumnezeu cu fiecare clipă a vieții noastre. E păcat să ne pierdem liniștea și calmul, bucuria și dragostea, doar pentru că lumea din jur se agită prea mult, nedrept spre război și prea puțin spre pace. E vremea, poate, ca în fiecare vineri seara să ne ducem aminte cât s-a plătit pentru îndreptarea care dă viață. Și să nu uităm, în fiecare zi este o nouă zi și mâine este o nouă zi.